Între timp în Cernarus. Așadar, după cum știți, în ultimul episod eu am murit la sfârșit. Iată ce s-a întâmplat. M-am spawnat în Kamenka. După ce am verificat orașul, m-am dus spre Kamarovo, iar pe drum am dat de un tip. L-am urmărit până în zona industrială și văzând că acesta s-a dus la unitatea superior, l-am așteptat până când a coborât și l-am împușcat cu taserul. Apoi, când am văzut că se ridică, l-am mai împușcat o dată și l-am lăsat să-l mănânce zombie. Mergând spre centrul satului, am dat de o mașină cu Hello Kitty. Am urcat în ea și m-am dus spre Balota, știți voi, acele cu suport. Aici am dat de alt tip pe care am încercat să-l calc și atunci cineva a încercat să ne arate că, virgulă, când doi se ceartă, al treilea câștigă. De fapt, doar a încercat, dar nu a reușit și uitați și de ce. Așadar, mort fiind din nou, m-am spawnat în cernă. M-am înțeles cu Reiner ca să vină cu mașina după mine, dar din motive necunoscute, mașina nu mai era unde a lăsat-o. M-am plimbat ce m-am plimbat și am găsit un Huey în fața spitalului. Așadar, venirea lui Reiner în cernă era acum o necesitate. L-am așteptat pe spital și ne-am înțeles ca el să meargă după piese, iar eu să rămân pe spital și să-i ofer ajutor la distanță, adică să fac pe sniperul. Bineînțeles, și aici am avut parte de câteva peripeții, cum ar fi un tip care se plimba cu un muzi, un alt tip care avea ținta pe capul meu și era gata să tragă, și un alt tip care era să mă omoare într-un apartament. Desigur, se armă prin tot orașul. După ce meșterul lui Reiner a făcut fiul să zboare, am luat în pășița de acolo și către cel mai apropiat loc de realimentare. Pe drum nu s-a întâmplat nimic interesant în afară de asta. Ajuns la destinație, am umplut chopper-ul, mi-am dat loot bag-uri și am așteptat ca serverul să se restarteze. După restart, ne-am plimbat pe la Devil's Castle, unde am întâlnit niște tipi foarte neprietenoși. După ce ne-au gonit de acolo, ne-am dus la Northwest Airfield, unde am văzut alt chopper și alte câteva vehicule. M-am parașutat din elicopter cum nimeni altul nu ar fi putut și după ce am verificat chopper-ul ce-l văzusem, am zis să dau o tură și la barăci, unde asta s-a întâmplat. Și mai apoi asta. Așadar, din nou pe coastă, la Balota mai exact, am vrut să verific Fire Station-ul, dar se pare că cineva nu avea de gând să mă lasă să fac asta. Am profitat de neatenția lui și m-am strecurat în Fire Station, unde am găsit un AK-74 cu care l-am și omorât pe tip. Bineînțeles, fiind arma 2, jocul nu a ezitat să-mi rupă picioarele pentru că am echipat un skin. Așadar, cu piciorul rupt, i-am făcut față ca să mă pe burtă către un cort medical. Credeam că am dat lovitura, dar se pare că zombiul a venit de hack. M-am spawnat în Electro, singurul loc în care abilitățile mele de tăietor de copaci sunt folositoare. Am fost la biserică, m-am rugat să găsesc un calaș și ghici ce, am găsit un calaș. Am fost la magazin, mi-am luat haine noi și în timp ce mă plimbam am dat peste o reclamă la Dry Cooker. Reiner a zis că vine cu Huey-ul după mine, așa că m-am dus spre docuri, dar în drum spre ele m-am confruntat cu un respawn care părea inofensiv dar a reușit să mă pun la pământ. După ce m-am ridicat, l-am căutat și am văzut câteva glanțe de AK, pentru că așa se face în dreptă, trebuie să fii darnic. Odată ajuns la docuri, am găsit o mașină, dar tot la docuri mi-am dat seama că Frespawn-ul mi-a furat ce aveam în ghiozdan. Așa că m-am dus să-mi recuperez și era a meu. Mi-am luat lucrurile și m-am dus înapoi la docuri. Stăteam, îl așteptam pe Ray, când un Frespawn îmi sare în ochi. Am încercat să-l calc, apoi am vrut să-l împușc, dar s-a ascuns. Am așteptat să iasă la iveală, când deodată hop se suie în mașina mea crezând că a plecat fără mine. Tipul cu zâmbetul până la urechi a oprit să se bandajeze și am făcut o surpriză. După ce Reiner mi-a dus un M14, m-am plimbat cu mașina până când asta s-a întâmplat.
După ce Rainer m-a luat din Kamarovo, ne-am gândit să mergem la Northwest Airfield să-mi fac gear. Dar ne-am întâlnit cu un Osprey și ne-am distrat un pic. Deci, începe episodul. Salutare tuturor! Aici Schita. Și pe aici pe undeva Rainer. Și... Ai vrut să faci tu introducerea ta. Da, deci suntem în Electro amândoi, după cum spune Rainer. Să le aproape. Băi, eu sunt pe undeva pe acolo, prin zona cu docurile. Vin așa dinspre cer, nu știi? Eu vreau dinspre Scalist, deja văd docurile. Dar ce, tu ai chopper ceva? Nu, cu Peugeot-ul și am un shotgun și sunt foarte periculos. Că iau chopper, mâncați așa. A? Hai că mai sunt... Câte minute? Mai sunt 10 minute, bă! Și trebuie să omor încă 2 oameni. Să-mi fac, cum îi zice... obiectivul. Bine, bă, că eu am aici un pahar de Pepsi și mi-au o doză de cola la mine. M-am găsit ceas, mă. Wow. Ce-mi faci ciud acum, bă? Ce faci fasole, bă? Bă, mai beau cu la... Frank and Beans, ce penale sunt firma de fasole. Frank and Beans. Frank și fasolele. Beans! Ce-am știut că e tipul zombiul ăla. Damn. Damn. O, oh, bă, ce-am găsit. Hatchet. Aud gunshot. Mă, deci trebuie să mă deconectez, să mă deconectez înapoi, că nu știu ce cu FPS-ul ăsta așa futut. Bă, e electro, mâncați așa, stau în rămână și dă-ți la object detail pe cât mai minim. Da, tot ies la minim în puii mei, ca să văd. Atunci, nu știu, dă-i ceva chestii care nu consumă așa mult, dă-le la maxim, sau mă rog, la high. Că nu știu ce logică are arma 2, dar am văzut că dacă le combini, merge mai bine. De când au trecut două elicoptere pe 100.000, de atunci am mine nașpa. Nu mere nașpa de când mă știu. Mi-aș pula. Deci degeaba am trecut pe altă placă video că tot. Days-ul la același efect are. Bine că mere Metro LED slide cu tăche la maxim, pula mea rezoluție la maxim și ăsta nu mere. Al dracu. Bine că merge să registrez Crysis 3 totul la maxim la 60 FPS. Hai să ne lăudăm tot. Așa. Și nu mere... ăsta în electro. Mâncai așa. Mamă, ce nu-mi place să sare gardul, bă, că așa încet îi când sare gardul. Odată ți-i glonț. Schito, sap, niga? Zică. Satchet boy. Cică no racism. Ce pula mea, așa-s regulile, să respectăm! Nu? Lol. Lol. Ce? Lol de 3 ori. Tu cu regulile tale. Ce bă, respectați ce de... Ai bă, ca o gloanțe, bă, taci un pic, taci un pic. Auzi, 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 auzi. Cred că gloanțele vin dintr-o direcție aproximativ. Pe acolo, pe undeva, pe clar, gata. Oai, viața oai văd un fraier, bă. Mă-i câștit. Stai. Stai, bă. Tu-ți moți, moți, mori! Mă, dă-te, drec! Bă, mă duc la fire station, bă. Sigur, sigur, ești în siguranță la fire station. Mă întreb dacă nu m-am uitat în spate. O fi vreun fraier care mă urmărește așa numai să își bată joc de mine. No. Vine și vă mor pe toți, bă, dă-vă dracu. Vezi că merg la First Station de pe lângă biserică, nu la Power Plant dincolo. Dar ce, e sniper, bă, prin electro, așa. Vezi că vine unul de pe plajă, bă. Slagare, da, vine unul de pe plajă, bă, ai grijă. Păi ești de mâine în care.
Sniper, să mă duc pe sniper și să verific, bă. Nu știu, dar... Și așa, e Fire Se Station acolo. plângeau ăștia că îi... Că îi omorau la Fire Station ăsta de pe Sniper Hill. Dar și pe nu ăștia la să plângă în pula mea și dacă le furi conserva cu fasole. Și ziceau că sniper, că alea... Uite, bă, cât zombie morți în Fire Station. Oi, mă, trece aici. Nu o să se aștepte la asta. Mă duc pe Sniper Hill atunci. Trebuie să-mi iau o armă, pui mei. Hai că l-am auzit pe tipul ăsta. Păi ce bine merge în Fire Station. Păi ești nebun, ce-i asta? Civilian clothing, ia mă. Da, astea îmi dai mie, mă. Înseamnă că e cineva pe Fire Station, bă. Nu mai spune. Nu am o... Uai, bă, ce armă am, bă, ce-mi place. Asta e singurul șodă în care îmi place, cred. Bă, tu știi cât îți mă pe costă, mă? S-o grămadă. Stai, bă, că mi-am luat acum pistole în K22. Aud pe cineva cum trage. De ce e cineva pe sniper el, da? Stai să vezi ce hatchet în mâini le dau. Fii atent acum cum mă sui după fraierul ăla de pe Fire Station să-i dau omorul. Vezi că e sniper, bă. Este sniper pe deal. Da, bă. L-aud cum trage, bă. Mamă, bă. Să-mi dau sunetul mai tare. Stai că am luat țapă, că ăsta nu era pe Fire Station. Acum l-am văzut, a fugit în biserică. Fă un pic de gălăgie pe acolo, atrage spre tine. Mamă, ce nu-mi place, bă, să stau pe Fire Station. Strașnic, strașnic. Bă, dar ce de aproape trag ăștia, bă, cum se aude să mor eu. Băi, cine era pe deal, 100%? 100 nu mie, ia zi. Taci, 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 taci. Dacă ar mai trage o dată, bă. I got the hatchet and I'm dangerous. Și atent ce fac, mă duc să-l omor pe ăla din biserică. Îi zic, I'm Jesus. Am un băiețel. Hai bă, că fii atent că e mort ăsta, bă. O da sniper-ul meu. Nu bă, că e în biserică, ești nebun. Dar nu ăsta, nu pe ăsta l-am văzut, ăla care l-am văzut eu avea șmecherie mare, șmecherie armă. Avea o armă, știu sigur că avea armă și n-are cum să moară în biserică, frate, adică trebuie să fii tâmpit. Te ferești de zombie fără să vrei pe aici. Fi dus pe aici cu un cațaș. Am făcut o mișcare tactică de evaziune. Am făcut evaziune fiscală. O fi la spital în caiaș. Nothing in the spital. Mamă, la FPS-ul ăsta e fenomenal. Unde ești futeaș pe măta? Știu că ești pe aici. Pic, bă, cort, dar nu-l iau acum. Uite, bă, că-l văd, ești nebun. Are calaș în cameră. Dă-i cu hatch. In office. Dă-i cu hatch. Să mă vadă, îmi pui, mă. Bă, eu aș veni, mă, dar am uitat de că-i snapper ăsta pe aici încă și... Am auzit. Am omorât, bă, cred că. Îl văd, îl văd, îl văd, îl văd, îl văd, sunt în spatele lui. Rupi, bă. Sunt mai mulți. Bă, dar ce-am luat pe aici? Mamă, bă, cât vine acum, cred că. Și-o făcut, și-o luat ăsta skin, băiatul, n-am el treabă. Face mă. Mă sui pe spital. Sui-te pe, să nu zic ce. Numai după ce... Au, ce mă sperie. Avea calașul mai de suflet. Deci bătaie aici, bă, pe sniper kill. Nu glumă. Îl
Vezi că am de la terrorist floating, de la cu cagulă pe față. Eu sunt de la Danish Royal Army și Hatchet. Mamă, bă, că zombie pe aici. Mamă, bă, că ți-s morți pe office. Sunt 4. Ia, ți-am eu zis sniper pe deal da, și... Da, bă, da, ăștia sunt exact în spate la office, cumva, exact în partea alte de... O-s făcut băieții gangbang și după aceea... Te bucă, avea 60, că... Se dea restart acum, oricum. One minute. Au, bă, dar ce mă disperez zombii ăștia și stare curios ce aveau. Mor. Iar l-am auzit pe muistul ăla. Uai, bă, trebuie să-i dau muie acum până să dă restart. Mamă, bă, cum? Nici nu am văzut zombiul ăsta, să mor eu. Morile pe dracu. Știu unde-i, știu unde-i. E pe dealul ăla care se vede de pe office. Sper că nu se dă restart. Da, s-o dat restart, băgai mi-a și pula. Da? Că apare lanțul galben. Mi-a și pula, mă. Să dă restart, da. Și luam pe fraier. No, uciderea fatii, bă. Na, păi, revenim după restart. Și iată că am revenit. Și direct s-a spawnat aici lângă mine un pistol. Păcat însă că au dispărut cadavrele. Oricum cineva e aici, frate, adică deja zombie. Rainer, tu te conectase și... Acum mă conectez și dau muie lui sniperul ăla. Mai repede receiving-ul pulii. Am văzut un tip, am văzut un tip. Unde? Aici, lângă... Ce naiba? Ce pui, măi? De... Ce... Oh, rollback cu pulii mele. Da, rollback. Ah, cu câțiva metri. Sper că mai e el acolo. Cred că am găsit M911 Mac. Ia-le pe toate mâncami ai, așa. Ce pui mei arată zombii ăștia? Să mor eu, parcă se opresc, scot arma și merg. Că-s player înseamnă. Opa. Aha, la outplay cum trage. Bă, să mor eu. S-o da rollback fix când nu eram bandajat. O touch am un pic. Vezi că cam s-o urlu dacă-l văd pe ăsta. Că ți-s pe acolo pe jos, bă. Unul merge la supermarket. Uai, ce-i dau lui ăla? Stai că acum e nebunie. Nu uita, sunt îmbrăcat în soldat și am hatchet. Eu sunt office și am cagula aia pe față, în rest știi cum arăt. E, acum mă duc în supermarket. Bine. Unde ești, băiețaș? O plecată la bă. Ce poponare-i. Te când vezi... joc mai tare. Vezi că vin în office. Cannot fire. N-au bă sânge în coaie ăștia, bă. Cred că l-aud că vine în office. Eu sunt în office, ești turc? A. Vezi că sunt într-o cameră aici, la primul etaj. Foarte bine. Hai că sunt capătul holului. Mă caut armă. Vezi că era un Enfield pe acoperiș la primul etaj. Foarte bine, că am și glonțe. Cred că sunt exact acolo lângă Enfield. Dar cred că mai e cineva pe aici. Păi mai e cineva pe aici, că o tras imediat când m-am logat. Am găsit și ți-am găsit și Danish Royal Army și să urcă cineva pe scară. Ai grijă. E multă lume pe lângă noi, bă. Știu, bă. Mare grijă la varice. Aha. S-au împușcat? Ce-au împușcat? Nu pe mine. Tu uite ești, unul. Tu ești, eu sunt, bă! Oh, 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 scuze. Dar să-mi ba pula, bă, Rainer, dar n-au ți-am zis că am cagulă pe față. Ce da, pula bă! Mea? Pula mea, mu. Ce prost ești, mă.
Stai că iar îmi face joc cu figuri. Revenim după ce startez jocul. Deci am revenit după un mic rage. Da, deci a fost greșeala lui Rainer. Se întâmplă. Îmi pare rău. Nu trebuie, bă, nu trebuie. Bine că ai reflexe dezvoltate. Așa. Și m-am spunat cu toi cap, alergând spre Electro ca un retardat ca să-mi recuperez gear-ul sau mă rog. Ce-o mai rămas din? Ce-o mai rămas din, da. Și să mă bat cu... cu ăștia, cu căminarii. Bun. Trebuie să ne facem pâine sau să ne facem... Nu poți să-ți faci o față, să-ți colorezi fața. Ba, aș putea să schimb skin-ul cu față albastră, știi cum zic? Păi aia zic, știi, să ne cunoaștem noi între noi. Dar oricum, tu pune-le cu cagulă, cum de dacă vrei să-ți văd fața albastră? Păi nu neapărat, știi, nu ne mai luăm skin-ul cu cagulă atunci, nu știu, ne luăm și noi. Aveam și Danish Royal Army pentru tine, bă, clothing din ăla, cum am eu. Uite că e aici un market și o biserică care se moră când... O scos rahatul din mine când o făcut. Boing. Și e zombie în supermarket, asta clar. O, am găsit. Iar ai muistul ăla de sniper. Da? Ne. Aici am intrat aici într-o casă. Plină cu rahat. Aud un elicopter undeva. Aud. Da, vine un Mi-17 spre Electro. E Black Hawk. Da? Da, Black Hawk e. Mi se părea mie, dar am uitat că eu sunt în Overwatch. Ai de viața mea, bă! Oh, you just shoot me. Oh, you just died. What the fuck? I'm not dead, don't shoot me, please. Oh, don't kill me. I don't got any ammo. Ok. I'm sorry, I... You scared me. I don't have any weapon, dude. You got a blood pack there? No, I'm fresh spawn. Okay, just kill me, I need to respawn. Or can I kill you? I need to... Ce pula mea, don't kill me! Stai un pic. Do you want me to kill you? Just kill me, just kill me. Yeah, just kill me, dude. Și că don't kill me, am purchi sau ce purchi sau ce pula ai spus. Bă, au vrut să-l omor, cu mei. Bă, ești nebun cât zombie să aici, să mor eu. Băi, frate, nu-mi vine să cred. Uai, au dispărut toți aproape, au rămas trei. Bă, avea el ispec. Bă, ești nebun cât avea ăsta, mi se părut mie că era ce. El spec se ia cu totul. Avea ceas, bă. Da. Ia painkillere, cât de asta am nevoie. Și ia să ce avea în el spec. Nimic. Don't kill me, don't kill me. Avea nevoie de blood. N-aveam omul la Winchester, la Winchester, la Enfield, dar pun pariu că mă omoră dacă avea. Ce femeie sunt ăștia, don't kill me. Așa că și eu am zis don't kill me că... Ești femeie! Am... O venit exact după colț în pui mei. Adică eu am ieșit acolo, știi, la Tejghea, la market. Uite că am găsit munise de Winchester. N-ai sânge în pulă, bă. Pe ce pui mei să fac, bă, în pui mei? Deci el venea așa, știi, încet. Și nu știu ce dracu s-a întâmplat, e că am picat pe jos. Nici... O zis că n-are muniție și n-avea muniție la Winchester. Și am picat pe jos că l-am trecut pe lângă el. Adică am luat knockout și sângele are de... m-a rămas cu 8000 blood. Uite, compas. Busolă, mâncați așa un compas. Compass. Compass. În biserica aia în care ești tu că te urci până sus. Da, da, da. E ceva? Nu. Ok. Uite, mai văd un fraier. Trecem mai departe. Come to daddy. Bă, sigur nu se spawnează, adică se spawnează gear în pără de pe pot. Te-am întrebat toată, cred că da. Da, mă, la mine s-o spunat. Eu niciodată nu găsesc să mor eu. Și mi-a așa o ciudă că totuși, păi băi, control tower, tot timpul s-o arme acolo. Bă, să mor eu.
Și m-a speriat ăsta, bă, deci mergeam și într-o dată venea așa în fugă spre mine și nu știu cum am picat pe jos. Și eu am apucat să trag, aia ideea că eu am tras. Ăla mea, don't kill me. Și el face, oh, you just died, what the fuck. Da, bă, ci că fii atent că zombie aici sunt apă. Da, i-am văzut și eu. Că trebuie să spunezi pe pod, dar e bug și se spunează în apă. Am înțeles. Hai, Doamne, dai să fie oarbă ceva, nu știu. Da, căcat, nu-i nimic. Stai să văd și sus. Și am venit pe jos în pui mei, putea să spuneți ceva. Ce șmechep să dă asta cu oazul până electro? Doamne. Hai, dă-te jos. Dă-te jos, mânca mi-i pula. Doamne, dai să vină spre mine. Îi dau un Enfield the face. Uite, bă, că acum văd și eu un oaz de la desert. Am auzit un taser. Strașnic. Foarte strașnic, oameni buni. Stai să-l omor. Ia să mă totuși pun la oazul ăla. Poate, poate. Bă, să-mi bab cioarele. Fută-l Dumnezeu FPS. Cine să-mi iau în gură, bă, cu ăla să mor eu? Noroc că am avut, că nu avut muniție și noroc că am avut knockout mică. După aia de ia cu taser-ul în mine, numai de drag. Deci un porc mistreț. I-aș da glonț dacă n-ar fi fost Enfield. Chiar că băia să încerc să-l omor cu taser-ul. Ia treci aici, porc ușor. La tine eu zis hello, sir. Da. Ce pula mea crezi că eu-s măta, bă, dacă zic că nu kill me? Nu mai să mori porcușor cu taser. Ce bine mă simt când eu mor. Cu M2. Uite altul. Se distrez, mă. Pe dacă drumuri. Mai am glonț în pistol, în pula mea. Eu sunt pe drumuri, mâncați așa. Asta a fost operațiunea Don't Kill Me. Hai de pula mea, 5 kill-uri, bă. Să fac 4, că unul ai fost. Minus 23.000 umanitate, tu cât ai? Minus 35 aproape. Merg la drum, pui, dacă văd o mașină, mă frez, îmi dau după copac, după aia ies. Enfield in the face. Marș în măta. Bă, nu sunt stare ăștia, bă, să lupte, să mor eu, mă. Da, să știi, bă, că ăștia parcă sunt incorrigibili. Nu, ăsta n-avea nimica pe el. Da-i glonță, păi poate face rost și te omoară. Păi n-avea nimic, iar de-am dat glonță ăla cu... Uite bă că vine o mașină. O mașină de-a cu Hello Kitty. I-am dat la un acum glonț în biserică. Numai tu să vidă popa după el, știi? Păi ești nebun ce sus mașina aia, bă. Mie să nu vine înapoi. Chiar că ia să-mi dau, da, nu mai au nimica că îi... retarda jocul. Vai, Doamne, doar toți zombii din Electro au venit după mine, doar ei. Stai așa. Reîncărcăm Enfield-ul. Pui mi vine, nu au nimica, îmi vine la pe la spate. Direct mă calcă cu mașina și cu Hello Kitty. Mm.
Ia dai poponar pe deal, bă. Da, păi cred că... Glanțe de CZ, dacă dai domnul Hambare, uite-te pentru CZ. Of, avea un... avea un retardat înainte de restart. Și m-am gândit să iau. Dar am zis nu, că nu găsim noi CZ. Da, păi cred că ajunge pentru episodul ăsta, că na. Vă ajunge, da vă slobos. Nu, dar nu s-a întâmplat mai nimica. La foarte... tine. Adică da, în afară că mă omorâ Rainer. Nu s-a întâmplat cine știe ce. Ce pula mea. Și... ne vedem, adică na, ne auzim. Pui mei, cum vreți să o luați. Ne vedem, ne auzim, ne atingem în episodul viitor. Ne mângâiem. Ne mângâiem. Pe data viitoare. Bye bye.